Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. Într-un clip anterior, prezentasem citirea rezistorilor notate după codul culorilor. Dacă nu ați văzut acel videoclip, vă puteți uita pe el după ce terminați de vizualizat pe acesta și voi pune un link în descrierea acestui videoclip. De această dată, voi explica despre cum calculăm rezistența totală a rezistorilor legate în serie sau în paralel. Să începem! Prima dată voi începe cu legarea rezistorilor în serie, fiind cel mai ușor de calculat. În cazul de față, se adună pur și simplu valoarea fiecărui rezistor în parte, după cum se vede. Să luăm un exemplu. Avem de față două rezistoare, unul de 120 de ohm, iar celălalt de 330 de ohm. Rezistența totală egal cu R1 plus R2. 120 plus 330 de ohm, RT total este egal cu 450 de ohm. Am selectat multimetrul pe ohmi, pe măsurarea rezistoarelor. Deci avem două rezistoare, să le măsurăm prima dată, separat, 121 cu aproximație, iar celălalt de 329. Bun. Și acum să le măsurăm în serie. Deci avem 450. Exact valoarea calculată de noi. În cazul legării rezistorilor în paralel, lucrurile s-au complet diferit. Și anume, avem o formulă de calcul utilizându-se fracții. După cum se vede, 1 pe RTR total este egal cu 1 pe R1 plus 1 pe R2 plus 1 pe RN, în funcție de câte rezistoare avem în paralel. Să luăm un exemplu. Avem de față aceleași două rezistoare, unul R1 de 120 de ohmi, R2 de 330 de ohmi. Din formula de calcul, reiese cu 1 pe RT egal cu 1 pe R1 plus 1 pe R2, da? Mai departe, avem 1 pe 120 plus 1 pe 330. Pentru a calcula fracțiile, avem nevoie de numitor comun. Așa că împărțim numitorul mai mare, celelalte numitoare fiecare în parte. În cazul de față avem doar două rezistoare de calculat, nu avem mai multe în paralel. Deci 330 împărțit la 120 ne dă 2,75. Da? Aici este virgulă. Mai departe, 2,75 înmulțim și partea de sus și numitorul, da? Deci înmulțim ambele cu ambele cifre din această fracție. Ne dă 2,75 pe 330 plus 1 pe 330. Mai departe, 1 pe RT egal cu 3,7, pentru că am adunat 2,75 plus 1 și se copiază numitorul. Un numitor rămâne același, 330. Nu se calculează zona de jos. Așa că 3,75 pe 330 egal cu 0,0113. Mai departe, RT egal cu 1 pe 0,0113 și ne dă 88 de ohmi. Am pus separat rezistoarele pentru a măsura separat, pentru a arăta dovadă precum că respectă valorile respective de 120, 121 de ohmi, respectiv cea de 330, care e de 329. Ok. Să mutăm în paralel. Pe plăcuța de breadboard. Deci acum sunt în paralel. Dacă le măsurăm, trebuie să ne dea valoare de 88 de ohmi. Da? După cum se vede. Un moment că n-am atins bine. 88. Da. Hai să termin clipul privind calcularea rezistoarelor legate în paralel sau în serie. Sper că a fost interesant și util acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de like. Dacă nu sunteți abonați, puteți să și vă abonați. Aș aprecia foarte mult, mai ales vă acel buton de like. Dacă aveți alte întrebări sau alte sugestii, puteți să lăsa în comentarii. Eu vă mulțumesc și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune!